Da, eu am luat un credit de la Sebo din oraș Căușeni. Și înainte de carantină, că se înceapă carantina asta de stare de urgență, mai înainte, undeva peste vreo săptămână o fost stare de urgență declarată. Și când am pe data de 16 primesc un mesaj de la Sebo, ia că te-o vă-l citesc. Că trebuie să aduci banii înapoi și luase-i 2000 și când ai luat au zis că tot 2000 trebuie să prezinți peste o lună. Da, eu tot, că eu am luat fără procente. Da, da. Și trebuie să întorc pe data de 5, dar pe data de 5 n-am tot înșit, dar dacă e sare de urgență. Eu credeam că toate instituțiile sunt băncile închise, nimeni nu lucrează, nimeni nu aia. Și i-a luat eu grijă până luna aprilie, luna mai, și pe data de 6 și mă aud că vine un mesaj. Tudor Pânzar, dacă nu achitați datoria în numele dumneavoastră, va fi inclus în lista datornicilor. Rău plătiți, doriți să vă stricați istoria creditară, detalii la telefon, numărul de telefon. Și eu m-am speriat, cred că iau dreptul, asta m-am gândit și eu, cine știe, eu nu cunosc, n-am televizor, n-am nică. Erau mai multe micro de bănci. Așa. Fac pentru medicină, cu ocazie medicală, să mă lecuiesc. Cum, creșteu procente, nu puteam să le plătesc. Toate am luat 4.000, dar ne-au crescut până la 18.000. În ce an? Un an, doi în urmă? O, doi ani. Compania o cunoașteți, să-i spuneți, adică să indicați numele concret? Eu dar nu s-am uitat cum îi se numesc. Este unul, este E-Credit. Așa. Și mai erau, dar tot mă sunau, tot îmi spuneau că să plătesc, ca să mă dea în judecată și ce. Și... Acum, când sună, când nu sună, dar eu nu ridic numele care nu sunt scrise la mine, nu răspund la telefon, doamnă. Așa, la numere necunoscute nu răspundeți. Am înțeles. Atunci când ați luat acești bani, ați semnat un contract? Păi desigur că am semnat. Dar eu mai mult am luat pentru un prieten. Ajuns era situația foarte grea. Eu trebuie bani pentru licuire. Așa. Să nu dădeau în bănci, este simplu, nu dădeau. Și acum dumneavoastră ce riscați? Eu și lucram și într-un loc și în alt loc și avem bani, dar acum nici lucru n-am, nici... Așa. Și primit că am rămas acum cu pensie, cu pensie 2500 și atât. Dar v-ați gândit cumva să... adresați vreo cerere, vreo plângere tătucului Dodon? Vine o scrisoare că achitați, că așa, iar condițiile care sunt, că da, asta mă bine și de casă, nu de concret de casă, de ce, dar eu de curs cumva să ieși din așa situație, dar nu știu, da, știu și cum de făcut, ea, că ținem dar atunci legătura, dar acel prieten al dumneavoastră care spuneți, pe care ați vrut să-l ajutați, cum el, ce face, cum... Tot așa. Așa situație, tot are datorii. Noi luăm împreună. Eu luam, eu doamnă, pentru dânsa și el lua pentru dânsa. Și aibă bani pentru licuire. Și ne merit amândoi în așa situație. Unde procentul mic la băncile astea nu dădea așa sumă. Nu știi cum să ieși din așa situație, de atât să spun că dacă e un caz, asta e una, dacă nu fi caluri și peste tot, asta e altceva. Deci acest caz urmează să fie făcut public și să iei act de cunoștință și poate și organele de drept, pentru că acestea sunt încălcări. Sunteți pensionar, sunteți cetățean care ați muncit. Nu este bine ca să plătești pentru sănătate, pentru tratamentul care... Acum am înțeles, dumneavoastră riscați să rămâneți fără casă. Eu știu,
poate fi și așa, da. Dacă ei vor să ducă până la urmă, poate să iasă așa situație. Ai împrumutat de la cineva și te-ai dus și le-ai dus bani. Și eu îți când ajung 2000. M-am împrumutat, am achitat cu aproape cu 349 de lei, mi se pare, că acolo citanța e în pasaport, în buletin acolo. Pentru câteva zile întârziere, ai mai dat încă 300 și ceva de lei. Da, trebuie să plătesc pe data de 5, dar am achitat pe data de 7. Sper că am un minut, eu vă spun precis că e în pasaport. Lasă, nu, te credem. Și acolo ce scrie în contractul acela? Câte sunt procentele? Contract nu sunt procent nică, cât am luat atât, atâta că am luat procent toamna când ne-a cumpărat lemne. Nu e adevărat, dar de ce te-au pus? Dar de ce te-au pus mai plătești 300 de lei? Îs procente. Dacă nu aduci la timp... Procente, dacă eu nu cunosc, eu am crezut că toți stare de urgență, nimeni nu lucrează. Eu ce simt vă spun, eu nici n-am crezut că cineva lucrează. Mi-a luat de o grijă complet. Mi-ai trimis contractul și acolo scriu sute de procente. Acum și o să-l iau și dacă îmi dai voie să public un fragment din el ca să vadă oamenii cât procente și iar Sebo de la Gheță veteran și pensionar. Clar că dă voie, Oleg, asta e bătaie de joc și n-a fost preîntâmpinat, măcar ceva, că dacă... Nică, eu credeam că tot 2000 sunt ori. Conform contractului, dar nu e vina mea că o stare de urgență, ori clar, tu, carantina asta, boala asta, nu e vina mea, eu nu port nicio vină. Dar iată că am plătit 350 de lei, invalid de gradul 2, am o pensie de 800 de lei, iată că mi-au luat. Tot nu-i frumos, nu-a procedat corect. Datorii eu să... M-am, toamna când am luat pentru lemne, eu cu 2 săptămâni mai înainte am achitat toată datoria. Toate 3 luni am plătit câte 1300 și ceva. Ai mai luat un credit de la ei, dar pe cealaltă l-ai întors, am înțeles. Mulțumesc, Tudor, pentru mărturie. Da, mulțumesc ție că ai poziționat.